Scorul de astăzi marchează un tipar pe care l-am mai văzut în jocurile pentru recompensă. Faimoși în avantaj, războinici egalează. Și asta se întâmplă acum la scorul de 4-3 pentru aceștia. Intră pe traseu Cosmin pentru faimoși și Starlin pentru războinici. 3, 2, 1! Intră pe traseu acolo Cosmin și Starlin. Pregătesc cele două scări. Este un efort extrem de interesant, deși poate părea simplu. Scara trebuie pusă din alergare acolo, potrivită pe acest gheap și apoi trecut printre obstacole. Face asta foarte bine și Cosmin, face și Starlin. Sunt băieții efectiv umăr lângă umăr, fiecare pe obstacolul său la înălțime. Recuperează a doua scară acolo, merge mai departe, împinge acolo Starlin. Starlin vrea să aducă egalarea ca de fiecare dată, dar și Cosmin vrea să-i țină pe faimoși în avantaj. Să vedem care va fi cel care aduce punctul echipei sale. Împinge, ce împingere a făcut acolo Cosmin a scării pentru ultima parte a traseului. Pregătește prima minge, face asta și Starlin. Au ajuns amândoi la proba de final. O alucare înaltă, mai puternică la Cosmin, însă n-a reușit să intre. A ratat și Cosmin și Starlin, au ratat băieții. Au nevoie de câte două mingi introduse în coșuri acolo. Să vedem care va fi primul care va introduce mingea. Ratează Starlin, are o nouă aruncare Cosmin. Prima minge introdusă în coș de Cosmin. O minge roșie, mai are nevoie de încă una. Faimoșii sunt în avantaj deja la 4-3. Să vedem ce se întâmplă. Pregătește o nouă aruncare înaintea lui Starlin Cosmin. Pregătește și Starlin. O aruncare n-a fost puternică acolo la Starlin și n-a ajuns mingea. A ajuns mingea în fața coșului, ratează din nou Starlin, o nouă aruncare la Cosmin, puternică înaltă, introduce Cosmin mingea și iată, scorul urcă la 5-3 pentru faimoși. Mâna jos, lași sus. Și te uiți exact la bază, de jos ce ținte. Și când vezi că ajunge aproape, atunci, bum! Și ce poți să faci? Și să nu faci, a zis cum am făcut prima dată. Când am dat, am făcut așa. Da. Așa este și am făcut și bine. Și cea din cât e lângă ceva drăguț, ca să puteți să simțiți mecanismul, și a dat la puțin așa de mingea și îl duci înapoi. Exact, știi? Și aștepți. Bă, nu trebuie să-ți bătă inima când aia se ce jos, aștepți simplu. Te aștept că zice ea când să tragi. Dacă nu te uiți la ținte, jos, mă, zizanii, e greu să te duci acolo. Prima dată m-am uitat acolo, m-am uitat așa. Deci la ținte, nu la coș. Da, era exact la ținte, ați fi în drumul coșului. Da. Și în funcție de cât de tare dăm. Cine se duce acolo? Eu. Aici o să fiu de acord cu prietenul meu, Musti, și într-adevăr șocul este important. Da. Șocul este foarte important. Noi de multe ori nu dăm șocul. Să vezi aia, Musti, să vezi cum cade bine. De la început nu s-a uitat. Da. S-a uitat gen doar la direcție. Nu, dar exact când dai, dacă dai încet, mingea se duce încet. Știi, eu le-am zis, eu cel puțin am fost varză. Și s-au desprins la două puncte de războinici și scorul a ajuns la 5-3 pentru aceștia. Următorul punct va fi tranșat de un duel al fetelor. Roxana Nemes pentru faimoși și Maria pentru războinici. 3, 2, 1! Intră pe traseu fetele Roxana Nemes și Maria. Au fetele de purtat acolo câte o scară până la un obstacol aerian, unde le așteaptă încă o scară. Prima care este un pic mai avansată este Maria. Poate nu se vede de acolo de acasă, însă din alergare e foarte greu să poziționezi această scară pe acel șgheab, însă au făcut asta foarte bine acolo fetele. Maria e un pic mai avansată, urcă acolo și Roxana Nemes la înălțime. Lasă fetele prima scară, le așteaptă cea de-a doua scară. Maria are deja un avans, recuperează scara și Roxana Nemes. Viteza de parcurs ridicată în cazul Mariei este mai mare decât a Roxanei Nemes, însă să vedem. Este o probă de final care solicită multă îndemânare și nervi de oțel. Trece acolo și Roxana Nemes cu scara prin obstacole. A ajuns Maria la proba de îndemânare și își așează mingea pe catapultă. Trebuie aruncate două mingi în două coșuri. Minge de dimensiunea unei mingi de handbal. A aruncat Maria și a ratat. Pregătește și Roxana Nemes prima ei aruncare. O nouă aruncare. Iată, ratează acolo. Nu e o tehnică foarte bună la Roxana. Mingea s-a scurs, nu s-a catapultat cum ar trebui. Traiectoria mingii e foarte importantă în acest moment, pentru că trebuie poziționată către coș, către gura coșului. Face asta Maria acum, însă a fost foarte bună aruncarea, dar a ratat, a lovit marginea coșului. O nouă aruncare la Roxana Nemes. Mingile încă nu se catapultează în cazul ei. Trebuie să aibă un impuls acolo și îi spun băieții de pe margine, culiță, Zani, Ejador. Sunt acolo băieții în încercarea de a-i spune cum să facă, cum să-i dea acel zvâc din poanie. Ar trebui făcut asta. Însă, iată, Maria este cea care face prima aruncare.
Și reușește Maria să introducă mingea. Mai are nevoie de încă o minge într-un coș aflat un pic mai în spate. A aruncat bine acolo Roxana Nemes și s-a ratat. A reușit să arunce mingea. O nouă aruncare înaltă, de înălțime. Iată ce balistică a avut, ce traiectorie a avut mingea la Roxana. A reușit însă Maria să introducă cea de-a doua minge. Punctul merge la Războinici și diferența dintre Faimoși și Războinici s-a diminuat. Scorul este de 5 la 4 pentru Faimoși. Așa, amest... cafea, mă, pune lapte cafea! Cea mai bună cafea, mulțumesc! Ăla e tati! Gata! Vreau și eu! Hai, vine, ia și tu, frate, gata! Hai, mă, că dau la toată lumea, mă, băi, că să câștigăm jocul ăsta! Că după aia avem ceva de băut și cine și vădă cafea! Hai repede, Marie, hai repede, bravo, felicitări, te ne bucurăm! Băi, foarte mult ce ați ador, nu mai tipa tot! Nu mai tipa tot, vă rog eu! Unul singur, unul singur, că nu mai interes nimic! Eu vă mâna sale, da? Da! Începe runda a doua jocului pentru recompensă de astăzi și intră pe traseu un duel al băieților. Zani pentru Faimoși și Andrei pentru Războinici. Scorul este de 5 la 4 pentru Faimoși. 3, 2, 1. Intră pe traseu în rafalele vântului dominican Zani și Andrei. Ambii băieți au adus câte un punct în runda precedentă. Să vedem ce vor face acum. Zani îi va ține pe Faimoși în avantaj sau Andrei, care trage tare acum să-l ajungă din urmă, va reuși să restabilească egalitatea din nou în jocul pentru recompensă de astăzi. Avansează băieții, extraordinar acolo. Își poartă cele două scări foarte bine. Vântul practic le mută din mâini. Extraordinar parcurs. Reușește să treacă înaintea lui Zani Andrei. S-a blocat acolo scara la Zani. Trage Zani cu putere. Eliberează și el scara și ajunge Zani la catapulta. A pregătit acolo prima aruncare, dar ratată. Continuă să arunce acolo Andrei. Nu sunt suficient de puternice aruncările și vă spuneam, vântul joacă un rol pentru că deviază traiectoria mingiilor. Sunt mingii de dimensiunea unei mingi de handbal și iată că reușește Zani să introducă prima minge în coș. Mai are nevoie de încă una. Andrei are două de introdus. Andrei aruncă și ratează. O nouă aruncare înaltă acolo la Andrei, între cele două coșuri, ratează și Zani. Aleargă Zani să-și recupereze mingile în forță, în viteză cu cele două mingi. Ajunge Zani, pune una dintre mingi pe catapultă, la fel face și Andrei, are trei mingi acolo. Aruncare a lui Zani, razantă, foarte interesantă aruncarea lui Zani, este puternică și la firul ierbii, cum se spune, aruncare de succes, pentru că iată și a doua minge intră în coș. Scorul urcă la 6 la 4 pentru Faimoși. Hai să vezi, Zani! Zani! Hai, Baftana! 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 Ana, dare, da? Uite așa, uite-mă. Da. Și când vine, bă! A, ok. Da, da. Uite, Zani, fugi, fugi. Fugi. Ana! Baftă acolo, stă lângă tine! Aia, și ce-a de făcut? Hai, Ana! Bravo, Ana! Ăla, tu punctul și ăla e! Hai! Andrei! Nu contează, e 0-0. E 0-0, ai înțeles? Ți-ai făcut treaba, am zis fiecare cu un punct. Ana! Hai că pentru aia. Din nou avans al Faimoșilor în jocul pentru recompensă de astăzi la scorul de 6 la 4 pentru aceștia. Intră pe traseu un nou duel al fetelor între Ana de la Faimoși și Melina de la Războinici. 3, 2, 1! Intră pe traseu fetele, extrem de încurajate ambele, și Ana și Melina de cu echipierii lor. E 6 la 4 pentru Faimoși, însă nu este jucat sub nicio formă jocul de astăzi. Am mai văzut meciul la Survivor care s-au întors, răsturnări spectaculoase de scor. Să vedem ce se întâmplă. Aleargă acolo Ana, un pic mai avansată în fața Melinei. Trage tare și Melina. Melina n-a reușit să aducă punct în runda precedentă. Ana, da, să vedem dacă va aduce al doilea punct sau Melina își va aduce primul punct pe traseul de astăzi.
pregătește acolo scara Ana în fața Melinei. Scara trebuie foarte bine trecută prin acel jgheab. E nevoie de forță. Extraordinară forță ne arată de fiecare dată Melina. Reușește să o ajungă din urmă pe Ana. Însă Ana e cea care va face primele aruncări la catapultă cu mingile. Trebuie introduse două mingi în două coșuri din față. O prima aruncare foarte bună a Anei, însă a ratat acolo. A lovit rama coșului. Pregătește și Melina o nouă aruncare. O aruncare din nou. Lovește rama. În cazul Anei a ratat acolo. Aruncări pe dreapta. Ana s-a prins, cum se spune, de cum trebuie să arunce. O nouă aruncare care lovește rama. Foarte aproape, foarte bine aruncă. Ana pregătește și Melina o aruncare înaltă. Foarte bună aruncare la Melina. A ratat din nou. Foarte spectaculos, Ana. O nouă aruncare a Melinei înaltă, bună, dar mingea cade în dreapta coșului. O nouă aruncare la Melina. Este Musti, e și Jador, sunt acolo lângă Melina. Jador încearcă să influențeze, poartă un război psihologic, de însă Ana în acest timp a introdus prima sa minge roșie. E nevoie de încă o minge roșie introdusă și punctul merge la Faimoș. Sau Melina va reuși, iată, să răstoarne această situație. Aruncă și ratează Ana, pregătește Melina o nouă aruncare, bună aruncare înaltă, rovește rama coșului. Nu intră mingea, ratează Melina. O nouă aruncare a Melinei și introduce Melina prima sa minge albastră. Mai are nevoie de încă una, ca și Ana. Iată, e la egalitate cu Ana. O aruncare foarte bună a Melinei, a ratat, ratează și Ana. Este 6-4 pentru Faimoș. Musti spune să fie liniștită, să fie calmă. E un joc al nervilor. Și reușește înaintea Anei. Melina, iată, duce punctul la războinici. Reduce din diferența față de Faimoș. 6-5 pentru Faimoș. Vă zic încă o dată, este foarte important șocul ăla. Dacă ascultați, băi, e bine. Da, da, e foarte important șocul ăla. Foarte important. Și iarăși, frate, tu cu tine mâncate. Știu că zici chestia asta cu tine e atât de importantă. Andrei? Deci, Doamne, Doamne. Și auzeam la tine doar liniște. Hai, mai ales! Atâta, că degeaba, mă zici, acum, doi sau doi atunci. Cu tine și șocul ăla, atât. Să ții anumite puncte în cont. Și atât. Ce vrei să facem? Asta este. Da? Hai. Haide. Energia pozitivă. Ai panicat un pic final. Hai, Kevin. Hai. Și mai spune și băgați care una, care două. Și una. Cine vorbește să o tărească ăla să vorbească la final. Da. Hai. 6-5 pentru Faimoși în jocul pentru recompensă de astăzi și vă reamintesc că echipa care acumulează prima 10 puncte câștigă recompensa pusă la bătaie astăzi. Intră pe traseu Culiță pentru Faimoși și Marius pentru războinici. 3, 2, 1. Intră băieții pe traseu, pe o vreme tropicală de Dominicană. Avem și praf, dar și ploaie. În acest moment s-a blocat acolo Culiță cu scara. Marius a adus punct. Culiță n-a reușit în runda precedentă. Marius, ce viteză de parcurs are acolo. Aproape a sărit la înălțime cu scara. Cade însă cea de-a doua scară. A sărit el de la înălțime și a recuperat scara. Ajunge și Culiță la cea de-a doua scară. Băieții au depurtat această a doua scară până la proba de final. Trebuie trecută prin obstacole. Trage tare acolo Culiță să-l ajungă pe Marius din urmă. Marius care deja poziționează prima minge pe catapultă, aruncă prima minge, ratează însă acolo. Pregătește o nouă aruncare, avantajul timpului l-a pierdut acum Marius, pentru că iată, avea nevoie să introducă o minge înaintea lui Culiță. Nu s-a întâmplat asta, aruncă și Culiță. O aruncare ratată acolo la Culiță, însă continuă să arunce el în timp ce Marius își recuperează mingile. O nouă aruncare imprecisă la Culiță. Vă spuneam, și vântul joacă un rol pentru că trebuie compensat acolo traiectoria vântului. Prima minge este introdusă de Culiță, o minge roșie. Mai are nevoie de încă o minge. 6-5 pentru Faimoș. Aruncă Marius, să vedem, va aduce Culiță primul sau punct astăzi sau Marius pe al doilea. Și Eva Egala ratează acolo. Din nou Marius a lovit rama coșului. Pregătește o nouă aruncare acolo Culiță, o aruncare care n-a fost suficient de puternică pentru că traiectoria era bună, însă nu a intrat mingea roșie. Cade acolo, Marius a alunecat de pe postament. Aruncă catapulta cu putere Marius, însă a ratat. O nouă aruncare și o nouă ratare și la Culiță.
își recuperează acolo mingile din spatele coșilor. Culița a introdus acolo Marius, prima sa minge. Mai are nevoie de încă una, trage tare să-l ajungă pe Culiță. Culiță e cel care aruncă primul. Catapultează Culiță mingea și iată, o introduce în coș. Primul punct adus de Culiță astăzi, 7-5 pentru Faimoși. Am auzit mâncaia și gura lui. Bravo! Asta. Bravo! 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 Forța! Sălbaticii! Forța, Faimoșii! Ei, haide, mă! Hai, fetele! Hai, fetele! Ei! Ei! Hai să întoarcem scorul și văd noi cum el plânge. Hai, fiecare cât ok? Hai! Vin cu tine, da? Du-te tu! Ce nu mai ascultam, mă? Mă, bă, băi, vezi? Încăpățânat să faci contra la unul care-ți vrea binele. Tu când mă atut, dai scara aia! În primul, te oprești din alergare odată și mai pierzi timpul de jos. Atent, tu recuperezi mult timp. Păi de-o parte, tu dacă... Doar într-un singur loc arunci scara, băi. Lasă-l, mă, că e puternic ăsta. Doar sus urmă arunci. Lasă-l, mă, că e puternic ăsta. Da, vezi că da. mai ți-au mici. Și acum, până la capăt acolo, până la sar, vreau să respir. Tragi pe nas, respir pe gură. Ai înțeles? Hai. Până la cap. Hai. Jador. E prea ori. Jador? Da. Oricum, l-am auzit pe Jador la un moment dat, dar mie Jador îmi dă putere. Urmează pe traseu un nou duel al fetelor. Roxana Nemes pentru Faimoși și Cindy pentru Războinici. 3, 2, 1! Intră pe traseu Roxana Nemes pentru Faimoși și Cindy pentru Războinici. Niciuna dintre ele n-a reușit să aducă punct în runda precedentă. Viteză de parcurs ridicată pentru Roxana Nemes. Și este înaintea lui Cindy. Reușește acolo să treacă și să poarte această scară până la primul obstacol aerian. Urcă însă prima pe scară Cindy. Iată ce recuperare a avut acolo Cindy. Și este tot prima care coboară scara. Iar a uitat scara. Cindy o recuperează din nou în viteză. Sorin pe margine. Și pentru Roxana Nemes este Cătălin Moroșanu. Introduce acolo pe șgheap și Roxana Nemes. Scara. Aceasta a doua scară trebuie purtată până la proba de final. Este Cindy cea care e înaintea Roxanei Nemes pentru proba de final. Stinge cu putere acolo Cindy scara. Roxana Nemes are ceva probleme cu scara să o poziționeze. E nevoie de multă forță. Acum pulisează. Trebuie trasă pe partea cealaltă. Face asta Roxana Nemes și în timp ce Cindy pregătește prima aruncare. Aruncare bună, aruncare înaltă. A reușit să arunce acolo bine Cindy, însă a ratat-o. Nu aruncare. Dar atat, era să sară mingea în coș la Cindy. Aruncările Roxanei Nemes, iată, două aruncări, două rate. Însă Roxana a reușit să facă aruncări foarte bune până acum. O nouă aruncare, iată, și aproape. Și la ea a lovit mingea roșie, ambele rame ale coșului. Însă a ratat. Aleargă Roxana să-și recupereze mingile. O nouă aruncare pentru Cindy. Este 7-5 pentru Faimoși. Să vedem dacă Cindy își va aduce primul punct astăzi. Aruncă și ratează. Catapulta trebuie acționată astfel încât pârghia să împingă mingea în coș. Aruncă acolo din nou Roxana Nemes. Mingea se deplasează însă nu la coș. Prima minge introdusă de Roxana Nemes. O minge roșie, mai are nevoie de încă una. Concentrarea joacă un rol extrem de important. Nervii trebuie să fie de oțel. O aruncare înaltă la Cindy. A ratat însă pregătește o nouă aruncare Roxana Nemes. Iată, era foarte aproape mingea roșie să intre. A ratat Roxana Nemes. Ratează și Cindy.
Își recuperează Roxana Nemes cele două. Mingea a căzut acolo, o minge de pe postament, însă mingea pe care o proiectează ea cade foarte aproape de un coș. Roxana are o minge introdusă, Cindy niciuna. Alunecă în spatele coșului Cindy, pentru că e foarte mare intensitatea aici. Aș culege mingile și cu piciorul ca la fotbal. Sunt mingi de dimensiunea unei mingi de handbal. O nouă aruncare pentru Cindy și iată, ratează acolo. Este 7-5 pentru Faimoș. O nouă ratare la Cindy. În timp ce Roxana Nemes și introduce și cea de-a doua minge a ei, aduce primul punct astăzi și scorul urcă la 8-5 pentru Faimoș. Se pare urât. Haide! Bravo. Eu nu știu să fac asta. Bă, nu-i nimic. Bază! Bravo, fete. Bă, azi ați fost eroine toate. Te descurajează toate eroine. Noi am țipat la fata și nu da niciuna. Nu mă așa mă. Mamă, cum dai! Ăsta a fost cea. Nu că pe mine mă ambiționează. Deci de câte ori urlă ei, pe mine mă ambiționează. Avem scorul de 8-5 pentru Faimoș în jocul pentru recompensă de astăzi. Intră pe traseu un duel al băieților. Sebastian pentru Faimoș și Albert pentru Războinici. 3, 2, 1! Foarte focusați acolo ambii băieți, și Sebastian și Albert. A țâșnit acolo, practic, Sebastian cu scara. Au trecut acolo băieții mai departe, ajung cu scara. Primul este Sebastian la înălțime acolo, recuperează cea de-a doua scară. Este și Albert, forțează să-l ajungă din urmă pe Sebastian. Împinge cu putere acolo Sebastian prin șgheap. E un efort extraordinar pentru că din alergare nu este ușor să fii și extrem de precis. E mai precis Sebastian și ajunge la catapultă înaintea lui Albert. Ajunge și Albert, iată aruncarea lui Sebastian. N-a fost puternică aruncarea, mingea cade înainte de a ajunge linia coșului. O aruncare mai bună a avut Albert, însă nu a intrat mingea în coș. Reușește din nou aruncări înalte acolo. Traiectorie foarte bună a mingii albastre pentru Albert, însă nu intră în coș. Pregătește Sebastian o nouă aruncare. Albert! Albert, mai da! Albert! Albert! Își recuperează mingile, două mingi roșii sunt acolo la Sebastian. Albert pregătește o nouă aruncare și îl țintește la coșul din spate. Coșul care e un pic mai îndepărtat. O nouă aruncare la Albert și ratează și Albert. Ratează și Sebastian o aruncare înaltă la Sebastian, însă nu trece mingea. Proba de îndemânare de astăzi este extraordinară, spectaculoasă. Catapultele acționate sunt extraordinare. Pentru că trebuie aruncate cu precizie și cu nerv de oțel. O nouă aruncare acolo la Sebastian, o aruncare ratată. Să vedem ce face Albert. O aruncare înaltă la Albert, însă mingea care părea să intre în coșul din stânga a căzut fix între cele două coșuri. 8-5 pentru Faimoș. O nouă aruncare la Sebastian, în timp ce Albert este chiar în spatele coșurilor lui. Sebastian își recuperează propriile sale mingi, mingile albastre. A ratat acolo Sebastian. Ratări pe rama coșurilor. Sunt ratările acelea dureroase, le știm și de la basket, când mingea se încăpățânează să nu intre. A introdus acolo Sebastian, prima se aminge și aleargă. A introdus și Albert, prima se aminge, iată. Va
aruncare ratată de la Albert, aruncă Sebastian cu putere, însă nu ajunge mingea până la coș. Pregătește Albert o nouă aruncare, poziționează catapulta. Nu intră mingea, aleargă după mingea sa albastră. Albert, o nouă aruncare pentru Sebastian, este 8 la 5 pentru Faimoș. Să vedem care este primul care aduce punctul. Albert este cel care aduce înaintea lui Sebastian punctul, a introdus mingea. Reduce din diferența de Faimoș, 8 la 6 pentru Faimoș. Hai, echipă! Hai, bravo, ai făcut talentul tău. Asta e. Bravo. Asta e finalul meu. Bine, ne distrăm, da? Hai, echipă! Hai! Forță, sălbaticii! Forță, faimoșii! Scorul de 8 la 6 pentru Faimoș, intră din nou pe traseu Andrei Antonescu pentru Faimoș și din nou pe traseu este Maria pentru Războinici. 3, 2, 1! Intră pe traseu cele două concurente, Andrei Antonescu pentru Faimoș și Maria pentru Războinici. Ambele fete au adus puncte în runda precedentă, să vedem care va fi cea care aduce un nou punct, fie Andrei Antonescu pentru a conserva avantajul faimoșilor sau Maria se reducă din diferența de aceștia. Este 8 la 6 pentru Faimoș, iar Maria este mai avansată. Este în fața Andrei Antonescu. Ajunge și Andrei Antonescu la obstacolul la înălțime unde va trebui să abandoneze prima scară. A făcut-o deja Maria. Le așteaptă acolo pe fete încă o scară. Coboară pe această scară Andrei Antonescu la sol din nou și își continuă parcursul. Maria împinge acolo cu putere, împinge și Andrei Antonescu pe acest gheap, trage scara cu o mână. E bună tehnica, însă Maria ajunge prima la proba de îndemânare în acest moment. Iată, aruncă scara, abandonează cea de-a doua scară Maria și pregătește prima ei aruncare cu catapulta. Trebuie introduse două mingi în cele două coșuri. Aruncă prima aruncare a Mariei, n-a fost suficient de puternică. Mingea cade în fața coșului. Își abandonează scara și Andrei Antonescu și va începe să arunce și ia o nouă aruncare a Mariei. Două aruncare a avut Maria înainte. Andrei Antonescu pregătește Andrei Antonescu o nouă aruncare. O aruncare bună, o aruncare înaltă acolo la Andrei. A lovit rama coșului din prima aruncare. Continuă să arunce și ratează acolo Maria. O nouă aruncare la Andrei Antonescu, ratează și iată, reușește să introducă acolo prima minge albastră, Maria. O nouă aruncare la Andrei Antonescu, ratează din nou, pregătește noi aruncări. Prima care aruncă, Andreea. Aruncă Andreea, ratează. O nouă aruncare pentru Maria. O aruncare bună a Mariei, iată, o aruncare din poanie, însă mingea merge razant, ratată. Nu a intrat în coș, are o singură minge introdusă, mai are nevoie de încă una. Andrei Antonescu nu a introdus nicio minge până în acest moment. Scorul este de 8 la 6 pentru Faimoș. O nouă aruncare la Andreea. Maria își recuperează mingile din spatele coșului. Aruncă Andreea, aruncare bună, introduce prima sa minge. Are nevoie de încă o minge pentru a duce punctul sau Maria reușește înaintea ei. Ratează acolo Andreea, a fost foarte aproape să se întâmple asta acum. Aruncarea Mariei. Reușește Maria înaintea Andrei să aducă punctul pentru Războinici. Scorul devine 8 la 7 pentru Faimoș. Pantera, tu cu un voce parte, dar aici. De, hai, Starlin. De puțin mai. Mai bine, hai, Starlin. Hai, Starline! Opa! Hai, mă, nu ne lăsăm, bă! Nu ne lăsăm. Hai, mă, că intră și Cosmin. Niciodată, și intrăm și aducem Moro. Vai, bă, e bun acum. Sau Elena. Gata, mă, da! Hai! Ce e mai bun, da. Rămânem aici, rămânem aici, rămânem aici, cu același vibe, hai!
8-7 este scorul pentru faimoși în confruntarea lor cu războinici în jocul pentru recompensă de astăzi. Pregătit să intre pe traseu este Cătălin Moroșanu pentru faimoși și îi face față Starlin pentru războinici. 3, 2, 1. Intră pe traseu cei doi concurenți. Cătălin Moroșanu pentru prima dată pe traseu de astăzi. Starlin a mai intrat pe traseu. Cunoaște un pic mai bine traseu. Iată, trebuie poziționat acolo scara. Prima scară, că sunt două pe acest traseu. Este pusă în același moment către cei doi concurenți. Și Moroșanu și Starlin. Un pas mai față în Starlin. Recuperează acum cea de-a doua scară. Pusă acolo pe șiapul următor. Împinsă cu forță de cei doi concurenți. Este așa cum facem de fiecare dată. Se împiedică acolo Starlin. Extraordinar. Și a revenit. Este unul dintre duelurile consacrate la Survivor România. Ajunge Moroșanu primul pentru a arunca cu catapulta minci de dimensiunea unei minci de handbal. Pregătește prima aruncare. Atent, aruncă înalt acolo Moroșanu între cele două coșuri. Ratează și Starlin. Să vedem ce face Starlin. O aruncare înaltă la Starlin. Ratează. Pregătește Moroșanu o nouă aruncare. O nouă ratare. Moroșanu, care l-a obișnuit cu aruncările sale cu mâna stângă aici, va trebui să-și folosească foarte ingenios poziția corpului, pentru că stângaci fiind, catapulta poate să devieze mingea. Să vedem dacă va compensa Moroșanu. Prima aruncare o face Starlin. Aruncă Starlin înalt, în înălțime, ratează peste linia coșilor. O aruncare ratată și la Moroșanu. O aruncare foarte bună, însă din nou ratează Moroșanu. O bună aruncare și la Starlin. Și iată, lovește Starlin rama coșului. Nu intră mingea nici la el. Niciunul din concurenți n-a reușit să introducă nicio minge. Aleargă și recuperează mingile. Fiecare cu câte trei aleargă acum să facă noi aruncări. Acționează catapulta primul Starlin. Iată, ratează o aruncare bună acolo. A ratat. O nouă aruncare la Moroșanu. Rafale de vânt extrem de puternic. Iată, a intrat mingea în coș și a ieșit din coș albastru la Starlin. Extraordinară evoluție. Traiectoria mingii a fost fabuloasă acolo la Starlin. Punctul nu este însă valabil. Are de aruncat două mingi în cele două coșuri. Mingea a ieșit din coș la Starlin. O nouă aruncare la Starlin. Și iată, mingea s-a poziționat acolo în coș. De data aceasta la Starlin mai are nevoie de încă una. Iată, ratează acolo Starlin. Aruncă și Moroșanu. Lovește rama coșului la Moroșanu. Încă o nouă aruncare la Moroșanu. Aruncă Moroșanu și fixează acolo. Introduce prima sa minge. Băieții chiar s-au intersectat în forță acolo, în alergare, să-și recupereze mingile. O aruncare la Starlin. El e primul care aruncă. Și reușește Starlin înaintea lui Moroșanu să arunce mingea, să o introducă în coș. Și avem egalitate din nou în jocul pentru recompensă de astăzi. 8-8. Vreau! Vreau cea urmă! Vreau sigur! Vreau! Pentru ce a lăsat el, mă! Vreau! Băi! Gândiți-vă de Mihaela! Da. Doamne, i-a zis Mihaela și Romina! Deci Romina. Mihaela! Da. Băi, Romina ne-a făcut mâncare prima dată la Rigor, da? Acum ne trebuie să ne aducă masă! Ești pe partea cealaltă! Hai, Romina! Ia unde-ți place ție! Hai, toată energia pentru Romina! Hai, Romina! Romina! Hai, ultimele 3 puncte câștigate consecutiv de războinici, scorul a ajuns 8-8. Avem din nou egalitate între faimoși și războinici. Intră pe traseu fetele. Elena pentru faimoși, Romina pentru războinici. 3, 2, 1.
intră pe traseu acolo Elena Marin pentru Faimoși și Romina pentru Războinici. Elena a reușit să aducă punctul în runda precedentă, Romina nu. Intensitate de proporții epice la Survivor în jocul pentru recompensă. Cum poate fi altfel? Pentru că, iată, la 8-8 avem din nou egalitate și tractare. Ambele fete extrem de motivate să aducă puncte echipelor sale. Elena Marin al doilea punct, Romina primul său punct. Așează acolo scara, poate să pundă mai repede înaintea Elena Marin, dar Elena Marin aleargă mai repede și trage de scara. Romina este însă în față, este în avantaj, a blocat acolo Elena Marin cu scara, trebuie să treacă prin acel obstacol, poartă și au trecut, înaintea ei este Romina. Pregătește Romina mingea pentru catapultă. Prima aruncare aparține Rominei, a fost o ratare. Aruncă și Elena, este 8-8. În jocul de astăzi, o aruncare ratată acolo și la Elena Marin. Pârghia nu s-a făcut până la capăt. Catapulta trebuie împinsă. Ratează acolo din nou Romina. Nu se execută corect aruncarea, iar mingea nu are o traiectorie bună. Are în cazul Elenei, însă a ratat Elena. Ambele fete ratează. O nouă aruncare lovește rama Elena Marin și aleargă să-și recupereze mingile. E foarte important momentul în care fetele își stăpânesc acolo emoțiile extrem, extrem de mari. Aruncă înalt Romina, foarte bună aruncarea. Un plonjon bun al mingei, însă nu a intrat mingea în coș. Două ratări are Romina până să apuce să arunce din nou Elena Marin. Introduce Romina prima sa minge astăzi în coș. Foarte bună aruncarea Rominei și a introdus prima minge. Mai are nevoie de încă una. Elena Marin a ratat acolo. Să vedem dacă reușește Romina să-și conserve acest avans. Are o minge înaintea Elenei Marin. Și ea este cea care pregătește o nouă aruncare. Aleargă și Elena cu cele trei mingi. Aruncarea Rominei este foarte bună, însă nu a fost suficient de precis, a ratat. Aruncă și ratează Elena Marin. Trebuie să se concentreze acolo pentru că mingea la Elena nu reușește să parcurgă traiectoria completă și nu face acel arc. Mingea nu se duce către coșul. Două ratări a avut Elena. Pregătește Romina o nouă aruncare. A ratat din nou Elena. Aleargă Elena să-și recupereze mingi pentru noi aruncări. Ratează Romina. Se uită Romina în jurul ei pentru a vedea unde mai poate avea o minge. A găsit-o în stânga, i-o arată acolo Sorin. Și urcă Romina pentru o nouă aruncare a catapultei. Aruncă Romina cu catapulta și introduce mingea. Primul punct al Rominei astăzi îi duce pe Războinici în avantaj la scorul de 9-8 pentru aceștia. Când am văzut că ai lăsat-o acolo, pe țintă, și ai lăsat-o direct, ai pus mingea, zic să asta se duce. Bam! Este, mă! Deci, n-ai! Bravo! Romina! Bravo! Hai! Ai înscorul, da? Ești da. Eu l-a zis că eu vreau să mănânc casă. Hai, aici! Eu vreau să mă terminăm! Haideți! Hai, toată echipa! Cine sunt Raboinicii? Cine sunt Raboinicii? Cine sunt Raboinicii? Băi, mă, e bine, e bine. Nu ar bine, 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 dar n-avem cum să pierdem de data asta. Hai, veniți aici, mă, veniți aici. Hai, hai, forță! Sălbaticii, forță la Faimoșii! Cosmin a fost foarte bun. Băi, nu cedăm! Aduce punctul egalitate. Mă sus pe inima mea dacă cedez! Câștigăm, hai! Înnebuiesc! Hai! Nu cedăm! Nu! Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici. Mai multe clipuri aici sau aici.